Una dintre dorințele Tatianei Seul a fost să deschidă un magazin cu produse autohtone și ecologice, chiar în orașul Ialoveni. Datorită grantului obținut de la Fundația Est Europeană, tânăra a reușit să mobilizeze asociațiile obștești, cât și micii producători, pentru a aduce produsele pur ecologice pe rafturile magazinului. Cu ajutorul acestui grant am deschis un magazinaș în Ialoveni, în orașul Ialoveni, un magazinaș de produse locale, de produsele care promovează antreprenoriatul social, pentru că avem multe produse de la asociații obștești și de la respectiv de la producătorii locali. Datorită grantului am avut posibilitatea să procurăm aparatul de cafea, să procurăm un fierbător pentru a prepara un ceai gustos din ierburi și fructe naturale. Datorită lui mai avem posibilitatea să printăm etichetele care le utilizăm pe ambalajul, pe produsele care le producem noi și asociațiile obștești care nu au posibilitatea să imprimeze conținutul produselor și noi îi ajutăm. Pe lângă asta susținem mult, am spus, asociațiile obștești și avem multe produse de la ei, ca spre exemplu dulcețurile diferite, avem gemuri diferite de la asociația Word and Love, mai avem și torbe ecologice. La fel avem niște pesmeți care deja i-am finisat, avem niște pesmeți de la Ciuciuleni, care o doamnă care susține victimele violenței domestice. Etapele au fost mai nevoioase un pic pe un când și pe unde. Am început, în general, ideea a venit din momentul în care în 2015 am fost într-o vizită de studiu în Polonia și am fost acolo la un centru pentru persoane cu dizabilități și de atunci îmi doream ceva asemănător, spre exemplu, în localitatea de unde vin. Valoarea grantului primit de Tatiana este de 3.000 de euro, iar contribuția personală a acoperit cheltuielile pentru chiria spațiului, mobila, cât și reparația. Din luna iunie am luat în chirie acest spațiu și am făcut reparația, am amenajat, pentru că era o dezordine mare în jur ce se făcea și noi am adus la condiții. Dacă la început localnicii priveau cu reticență acest magazin, acum îl percep asemenea unui spațiu amenajat cu produse sănătoase și ecologice. Deja după ce ne-am deschis, lumea altfel a perceput lucrurile. Când au intrat, au discutat, e cu mult mai... Mie îmi place să discut cu oamenii, mie îmi place oamenii deschiși, îmi plac în general și persoanele în vârstă care intră. Și ne-am stăruit să facem, dacă ați observat afară, avem o cușculiță pentru păsărele, pentru că vine perioada rece a anului și ne gândim să le susținem, la fel și pe ele. Avem mai multe planuri referitor la amenajarea spațiului de afară. Din suma grantului am preconizat în primăvară să amenajăm și zona asta de parc, să facă un parcușor miculeț, mic, pentru o zonă de agrement pentru copii și mame cu copii.